Liderul popularilor gorjeni este candidatul cu numărul 6 pentru șefia Consiliului Județean Gorj. Nicolae David Soiu a fost validat în forul decizional al partidului pentru a candida la viitorul scrutin electoral pentru funcția de șef al județului. S-a și aprobat luni la București ca eu să fiu candidatul partidului la Consiliul Județean, deci Comitetul Executiv Național deja a aprobat propunerea pe care a făcut-o Comitetul Executiv Județean. Cât despre alianțele cu alte partide, acestea nu sunt valabile nici măcar în localitățile din județ. Alianță cu PNL-ul, după câte știu eu, la Consiliile Județene, în momentul de față nu avem în niciun județ. Până în momentul în care vorbim. Iar noi pe data de 7 august vom lansa toți candidații noștri la alegerile locale, respectând într-adevăr condițiile de distanțare socială, vom face această lansare. Atunci vom lansa și candidații la, și candidatul la Consiliul Județean și candidatul la Primăria Municipiului Târgu Jiu și candidații la celelalte primării din județ. Va fi o lansare oficială, pentru că, după cum foarte bine știți, noi în decursul ultimilor 2-3 săptămâni am mai lansat candidați la diferite primării din județ. Deci, în momentul de față, cred că alături de PNL și PSD, deși au câteva probleme în 2-3 localități, suntem singura formațiune care o să avem candidați, cel puțin la momentul în care vorbim, în toate unitățile administrative din județul Gorj. Alegerile locale vor avea loc pe data de 27 septembrie.